După ce a găzduit în 2013 meciurile din grupa a treia euroafricană a Fed Cup, Moldova va organiza un alt turneu al întrecerii feminine de tenis. În urma înțelegerii avute cu Federația Internațională de Profil, la Chișinău vor putea fi urmărite 21 de echipe naționale. Sărbătoarea sportului alb revine la Chișinău. La 4 ani de la găzduirea întrecerilor grupei a treia euroafricane a Fed Cup, Republica Moldova va fi din nou organizatoare a competiției. Posibilitatea ca iubitorii sportului alb din capitală să poată urmări pe viu partidele de tenis feminin se datorează acordului încheiat între Forul Moldovenesc de Profil și Federația Internațională de Tenis. Pentru calificarea în play-off-ul grupei a treia a Fed Cup vor lupta 21 de echipe naționale, dintre care 11 din Europa și 10 din Africa. La precedentul turneu găzduit de Chișinău, Naționala feminină a Moldovei a fost la un pas de accedere în grupa a doua mondială, cedând în play-off în fața echipei Egiptului. Meciurile grupei a treia a zonei euroafricane a campionatului mondial feminin la tenis Fed Cup se vor juca în perioada 12-18 iunie.